Nici nu știu de la ce să încep. Da, am semnat un contract valabil pe o perioadă mai lungă cu Milsami. Sunt foarte bucuros să revin în Moldova. Din păcate, în România nu a fost o experiență foarte bună, dar totuși a fost o experiență. Unica echipă care mi-a oferit oportunitatea să mă antrenez cu ei și am avut o înțelegere că dacă nu-mi găsesc altă echipă, rămân cu ei mai departe. Și de aceea am ales Milsam. Ce obiectiv este la Milsam? Obiectivul este doar unul, să ne batem pentru primul loc, adică să fim campioni. Deja cum va fi, vom vedea pe parcurs. Urmează primul meci cu Sarsam, după care până când vom știa dacă va urma, bateți. E simplu la prima loc. Păi, la vorbă, totul e simplu. Trebuie să ieșim pe teren și să demonstrăm că avem valoare și să câștigăm fiecare meci. Nu contează, e Sarsam sau Șerif. Se pun 3 puncte la bătaie, trebuie să facem tot posibilul să le luăm. O echipă care m-a primit foarte bine în colectivul dat și mai anul trecut a fost campion. O echipă care nu spun doar prin vorbe, hai să fim campioni. O echipă care muncește până la urmă. De asta. Dacă se zice prima oară numesc în așa situație, adică să numesc un alt club și sper că va fi tot bine. E o nouă etapă pentru mine, un nou pas înainte. Sper. Să crezi, să ajut echipa cu șepoc. Asta. Sper să fim așa în această cum și 2 ani în urmă să ajutăm echipa să fim campioni. Oricum, în primul 3 locuri, mai cu trebuie. Так, sincer, nu știu cine evoluează acolo, dar indiferent de situație trebuie să ieșim și să câștigăm. Câteva zile până la nouă sezon, ați semnat toată jucătoria, dacă asta e gata sau sunteți mulțumit de achiziție, dacă poftă vine mâncând, ne dorim să mai luăm niște jucători pe poziții, într-adevăr, care simțim lipsa jucătorilor și poziții importante. Dar mai mult un dubiu la capitolul joc, fiindcă nu prea am avut, din diferite motive, n-am avut cantonamente care ne le-am propus, n-am avut meciurile, nici jumătate din meciurile mei care nu le-am jucat, care au fost după program, adică programate. Dar, totuși cred, băieții care au venit, între cei care sunt ai noștri, de mai mult timp, că pe parcursul campionatului de la meci la meci vom ridica și ritmul și tempul jocului și înțelegerile tactice în meci. Obiectivele în la urmă sunt clare, noi fără ca să ne spui cineva, sunt obiectivele cele mai mari, e clar, iarăși parcurs campionatul, n-am avut ședință în diferite motive care sunt fie spus, care sunt într-adevăr până la urmă, dar și staful tehnic, băieți înțeleg, este primele 3 locuri, indiferent în ce clasament, prima, a doua, a treilea și doar că Cupa Moldovei care rămâne în joc, dar tot ce este să ne batem, ne propunem numai scopuri cele mai mari și mai nou. Nu, chiar avem și antrenorul, ajutorul meu care se ocupă cu analiza meciurilor, care asta avem doar meciurile din sezonul trecut care am jucat cu ei la Cedră Lungă și gata, acum n-au jucat niciun meci, nu cunoaștem chiar și nicio sursă n-am găsit să ne informăm ceva de ei posibil, așa că ne vom baza totuși pe jocul nostru, cred că pe ceea ce vrem să vedem noi de la noi și deja meciul va arăta cum va ieși.